Ce sunt transplanturile de celule stem? Măduva osoasă poate fi numită fabrica sistemului nostru sanguin. În cazul apariției unor boli grave, afecțiuni maligne precum leucemie sau limfom, ne supunem procedurilor de chimioterapie sau radioterapie, care duc la deteriorarea măduvei osoase și, în funcție de caz, la necesitatea unui transplant. Transplanturile de măduvă osoasă implică perfuzia de celule stem sănătoase în corpul pacientului pentru a înlocui celulele deteriorate sau bolnave. Aceste celule stem refac măduva osoasă a pacientului, astfel încât să poată începe să producă celule sanguine sănătoase și să refacă sistemul imunitar. Dar de unde se pot obține celule stem compatibile? Din sângele cordonului umbilical,